Decizia amânării returului a fost anunțată deja de șeful Ligii, Dumitru Dragomir. Oficial, ea va fi aprobată vineri în ședința Comitetului Executiv al FRF. Pandurii nu au fost luați prin surprindere de amânare. Mâine se întorc din al doilea stagiu din Antalya, dar vor lua din nou drumul spre stațiunea turcească. Grigora și Elevisei vor pleca cel mai probabil luni într-un al treilea stagiu în Antalya. Acesta va fi ceva mai scurt, de numai 8 zile, iar gorjenii vor reveni chiar înaintea startului din retur. Start care se anunță acum unul cu adevărat infernal pentru panduri. Aceștia vor începe campionatul cu un duel cu liderul Dinamo pe teren propriu. Inițial, pandurii trebuiau să joace la Brașov în runda a 19-a, dar această etapă se va amâna cel mai probabil pentru perioada 1-3 mai, a anunțat Dragomir. Pandurii joacă în această seară ultimul test înainte de revenirea în țară. Adversarii gorjenilor sunt sârbii de la Rad Belgrad, locul 12 în prima ligă.